Dimineața, astăzi este sâmbătă, mergem către pădurea Trebeș. Este ora 9:30. Ne îndreptăm spre pădurea Trebeș pentru a încerca un nou trail. Mi-a dat mesaj un băiat pentru că el acolo a construit o rampă și mi-a zis să o încerc. Haideți să vedem ce o să iasă. Ei bine, cred că deja sunteți familiarizați cu pădurea Trebeș și am ajuns în pădure. Sunt aici cu băieții care au construit și trail-ul din această pădure. Sunt curios ce au putut să facă și în cât timp l-au făcut. Mirarea mea este alta pentru că s-a topit toată zăpada. Și știți prea bine că în episodul trecut era zăpadă. Și era zăpadă bine. Adică în sensul ăla că... A? Parcă e altă pădure, exact. Săptămâna trecută când am fost era zăpadă full pe aici, așa gheață. Acum mă mir cum de s-a topit toată. Probabil că da. Aparent am ajuns în zona trail-ului. Cred că aici ai. Suntem... Hai, poți să pleci tu, nu? Dar ce-i așa, Iurea? Da, uite la el. Trebuie să stau cu frâna? Nu, acolo în valea trebuie să le ieși așa, dar sper. Am înțeles. Și cât vă luați să-l construiți? Păi rampa aia mare, o zi întreagă. Am înțeles. Hai, pornește ca să mi-e și eu după tine. Nu poți? Și îmi zici când și mie când să plec, da? Deci băieții ăștia au construit această rampă și foarte genială și vreau să-i felicit. O să mergem imediat la rampă. Rampa e mai departe de aici? Nu, nici tu nu știi. Pot să plec? Hai că pornim, am alea cât de emoții că e prima oară. Nu pot, nu pot. Nu pot. Tu ai urcat pe bicicletă? Băi, dă-mă, fratele meu. Pavu, viteză. Unde? Hai, dacă am bicicleta în spate, pot? Dacă nu iau pe partea. Bă, de frumos e frumos. Poate-mi dă copyright pe melodia aia ta. Poate-mi dă copyright pe melodia aia ta. Hai, Dimitri! El urcă tot la fel? Bă, cum n-ai putut să urci, bă? Ai pus frână? Nu am fost, m-am panicat aici. Eu nu știam. Nici eu nu știam. Dar nu-i mare panta asta. Nu, da. Dar ai pus frână la maxim, aproape, n-ai văzut. Nu! Nu, frate. Băieții ăștia au construit rampă, tiroliană, cred că se numește asta. Băi, genial. Am vrut să mă urc acolo și am crezut că mor. Da, ia să văd dacă mor. Da, dacă mor. Mor. Dacă mor. Ia. Băi, frumos. Bă, construite de ei, îți dai seama, adică nici 18 ani au oamenii ăștia și au construit așa ceva. Și genial. Și totul e făcut așa, e structurat. Destul de înalt, știi? Structurat. A? E destul de înalt, știi? E frumos. Chiar e frumos. Chiar îmi place și e o oază așa de liniște și poți să te recreezi foarte bine aici. Păcat că sunt gunoaie de alea, cum lasă gunoaie, alte gunoaie acolo. Uite-o dacă ce gunoaie au lăsat. Saci de gunoi plin. Deci nu, e chiar... Venim și noi imediat, băieții. Chiar e urât ceea ce se face în România. Se poate urca pe acolo? Alex! Se poate urca? Pe bicicletă? Da, dar mai acolo nu. Ah, ok, haideți că venim imediat. Da, deci hai să vedem cum o să urcăm până sus, până acolo. Deci aparent și practic nu poți să mergi pe bicicletă pe aici. Pierzi aderența și frunze. Și frunze totodată, știi? Ce? Nu ai ce să pierzi. Bă, eu nu știam. Merg de 2 ani de zile în pădurea Trebeș, dar nu știam că există așa ceva. Vezi, dacă nu l-am explorat, băi, Adrian? Da. Băi, frumos. Și știi, îmi place foarte mult că e cald. Da, foarte bine. Cum am fost data trecută, de când în episodul trecut, cel cu 41 de km în 2 ore, vă las și un link în descriere. E mult mai cald acum.
Codrin, te bagi și cobori pe aici? Așa, drept? Da, da. Ha? Și spun, îți montezi GoPro. Da, da. Bine. Aici să te dai cu Sania. A, bă, e prin tot copac, ai gândit-o nu. Oho. Păi, frumos. Deci uite-o leac. Uite-o leac. Brazi acolo, aici. Ce să ăștia, mă, copaci? Ce să ăștia? Plopi. Plopi. O să mai. Aoleu, urmează urcarea grea. Deci mi s-a dezamorsat frâna din spate. Hai, că era până de. Bă, de frumos e frumos. Uite și aici era o rampă, da? Evităm. Îți frunzele astea umede. Da, mă, că trec pe rampă, bă, cam downhill. Că mi-e frică, bă, mă, cac pe mine, bă. Băi. Era să cad aici. Ai sărit? Genial. Cine știe, dacă îl saci tu, ai senzația aerii. Da, exact, exact, e foarte faină. Haideți să vedem cum o să iasă și din partea asta a imaginii. O, ce-a sărit Cona. Hai, specialized la butoane. Hai să vedem ce face și Adrian. Sperăm că nu moare. Și a murit. Sperăm să nu murim și noi. De ce l-a murit? Hai, mor și tu. Trebuie să elibereze rampa. Ești bine? Ia, e mort! Cheamă salvarea! E varză, nu? Să nu-l lași mai rău? Și-a rupt picioare, măi? Nu, nu. Dar? Gât? Da, tot cap, frumos, domnul. Și nu-a pățit nimic? Vai, avea aici o tomă bună. Ești bine? Ce? Scuzați râsul ăsta din marmotă. Bă, frate, ochiorât? Eliberați, bă, rampa, bă! Bă, o să cum a venit și acum cade. A, de la emoții! Hai, dă-te ca să trecem și noi! Haide, Alex, vedem. El nu cred că o să moară. El zic că e ok, el. A sărit bine. Hai să vedem ce o să facem și noi. Aici te fură frunzele. Bă, dar ce m-a furat acolo sus? Ai văzut? M-a zis ca la downhill să sari în sus așa, știi? Hai să dăm la downhill. Haide să pornim spre vale. O, intrat cu copac, copac, ai intrat cu capul, frate. Deci eu nu pot, mi-e teamă. Hai că de aici pot să mă dau pe ea, pe biță. Hai, bița. Haideți, băieții. Aici sunt băieții noștri. Deci se bagă Conau, Conau, Conau și urcă Conau acolo.
Urmează Specialized cu Adrian Perco de la echipa 2 Tires. Ușor, ușor, ușor. Fugiți, fugiți, ajutați-l. Ești ok? Haideți, cobor, coborăm, uitați unde sunt. Deci uitați unde alea, că uitați alea când m-am urcat. E ok? Da. Eu acum mă dau jos. Deci oamenii ăștia au construit tiroliana, pot spune. Tiroliana. Dacă ai pus frână pe față. N-avea cum ce să fac. Deci genial. Foarte fain. Și vă recomand să ieșiți în natură. Deci genial. Haideți, coborăm. Ei, ei bine, aici se încheie și așa zisa expediția noastră. Am făcut câteva trail-uri după cum ați văzut. Au fost câteva căzături a lui Adrian Mihai, zisă Fabio Uimăr de Bacă. A intrat cu capul copac, am mai căzut pe rampă, totul bine, mă bucur foarte mult că trăim. M-am speriat. Acum ne îndreptăm spre Bacău, mergem să spălăm bicicletele și ne retragem spre casă. Ei bine, aici se încheie și acest episod. Am ajuns la spălătorie, spălăm și bicicletele. Vedeți în ce hal arată bicicleta. Și eu totodată, ce mă da râs. Deci, e varză. Nu uitați să dați un like, să vă abonați și ne vedem pe data viitoare. V-am pupat!